spun că cei ar trebui să vă invidieze toată lumea, cei mai buni cobligei sunt cobligei de buză. E adevărat. Deci îl puteți citi cu delicii pe James Salter, din cobligei de buză. James Salter a avut o carieră spectaculoasă. S-a născut în New Jersey în 1925. El ar fi vrut să facă literele, dar tatăl lui a vrut să facă Academia Militară, ceea ce a și reușit. A terminat-o în 1945, după care a fost 12 ani în armata americană. În războiul din Coreea a făcut peste 100 de zboruri, până când a început să scrie primul lui roman, The Hunters, pe care l-a publicat la 35 de ani. A făcut explozie, a fost un mare succes, a fost recunoscut imediat de toți comprații literari mai mari, inclusiv Updike, și imediat peste un an s-a făcut un film după The Hunters, ceea ce a contribuit la citirea cărții de cât mai multă lume și cartea a devenit un bestseller. L-am citit târziu pe James Salter și cred că așa se întâmplă unii mari autori, îi descoperi mai târziu. Dar în momentul în care l-am citit, am zis, trebuie să-l public în raftul de Elisei, trebuie să-l aduc în fața cititorilor români. Și m-am gândit mult cu ce să încep. Și am zis, hai să începem cu cel mai complicat roman al lui. Un roman despre singurătate, un roman despre inadaptabilitate la lumea reală și la lumea americană de după cel de-al doilea război mondial. Un roman cu multă poezie, așa cum a spus și antevorbitorul meu. Un roman în același timp care știe să construiască personaje nu numai credibile, dar personaje dincolo de veracitatea lor, care te atrag și te țin să citești mai departe. Apoi, un roman care are oaze în care simpla frumusețe a lucrurilor constituie subiectul și crezi că, de fapt, romanul este despre simplitatea lucrurilor. Aici se aseamănă într-un fel cu Milan Kundera. Apoi un roman despre goliciunea sufletească, despre imposibilitatea sexului de a-ți umple viața. Personajul nostru, care e un personaj din istorie, pentru că a reușit să scape de pe o navă torpilată aproape de Okinawa, după o viață despre care crede că nu are niciun sens, ajunge să înțeleagă că singurul mod de a se salva este prin iubire. Este un roman care pendulează și combină într-o rețetă excelentă, de asta s-a și spus că în toate romanele lui James Salter este un mare stilist, privirea rece, am și scris pe coperta a patra, a la Edward Hopper, cu pasaje de o poezie care pur și simplu te încântă, cu pasaje de o tristețe care devine devastatoare. Sunt valuri în cartea asta, sunt furtuni. Andrei vrea să vă mai spună ceva. Da.